impactul și ceea ce a urmat acestuia au semănat cu o acrobație. Mașina parcată a ajuns printr-o rampă de acces pe treptele de la magazin. Șoferul unuia dintre vehicule s-a ales cu câteva rând superficiale. În rest, din fericire, nimeni nu a mai fost rănit. Omul spune că încerca să evite impactul frontal cu o altă mașină. A tras dreapta de volan și a intrat în plin în vehiculul parcat. Proprietarul mașinii lovite, un tânăr din Vâlcea, a aflat abia la câteva ore despre incident, atunci când a venit să-și ia mașina de unde o parcase. Pentru că niciunul dintre autoturisme nu a mai putut fi mișcat, a fost nevoie de aducerea unor platforme. Valoarea totală a pagubelor se ridică la peste 100.000 de lei.